Bună, fetelor! Astăzi am să frământ pâine dintr-un kilogram de făină. O pâine care stă moale 4-5 zile. Am pus drojdie cam cât o nucă sau mai mult, cu două lingurițe de sare, zahăr 80-100 de grame, ulei de care aveți, eu astăzi am de măsline, lapte, puteți să frământați cu lapte prins, lapte proaspăt. Eu astăzi folosesc laptele zero, mai bine zis, de la Cașcaval, ce mi-a rămas. Cam 800 de grame de zer și nu-l frământăm cu mâna. Aluatul o să fie foarte moale. Doar cu lingura de lemn. După ce îl terminăm de frământat, o să-l acoperim cu o folie și îl lăsăm o oră la dospit. De frământat, un sfat pentru voi: drojdia proaspătă sau uscată să o lăsați în lapte să se dizolve bine. Acum o acoperim și la temperatura camerei, acoperim cu folie și la temperatura camerei lăsăm aproximativ o oră. Așa arată aluatul după o oră. Îmi pregătesc tăvile cu puțin ulei. O să împart aluatul, o să lucrez tot cu ulei pentru că mi este mult mai ușor decât cu făină, aluatul fiind moale. Și o să-l fac două pâini. Le acopăr și le mai las 15 minute acoperite, după care o să le umplu cu lapte proaspăt, după cele 15 minute, și apoi le bag la cuptor. După 15 minute le-am descoperit, le dau cu lapte. Și apoi le bag la cuptor. Cuptorul meu este simplu, numai cu flacără de jos. Nu m-a dezamăgit niciodată. Voi, fetelor care aveți și sus, probabil o să trebuiască un timp de coacere mai scurt. Dar să le vedem când le scot din cuptor. După 35 de minute le-am scos, le ung cu ulei și sunt gata. Aceasta este pâinea care îmi rămâne 5 zile moale.